Remunerație mică, după buget, după acest principiu funcționează și clubul de handbal feminin din Buzău. După două săptămâni în care s-au antrenat prin parcuri, elevele lui Romeo Ilie au plecat azi în primul cantonament din ultimii doi ani. Stagiul de pregătire trebuia să înceapă săptămâna trecută, dar din cauza situației paupere a fost amânat. După multe chinuri, ieri am avut o discuție cu domnul primar și ne-a dat drumul drept dovadă. Suntem la ora 4, deja plecăm în cantonament. Sperăm ca toate jucătoarele să fie apte acolo, să nu facă febră sau altceva și cred că va fi un lucru foarte bun faptul că facem după 2 ani de zile un cantonament. Inițial, handbal municipal Buzău trebuia să plece la Poiana Brașov. Din cauza faptului că lotul ce urmează să efectueze cantonamentul nu compune decât 11 jucătoare, a fost aleasă o soluție mai convenabilă, Munteoru. Nici durata nu este foarte lungă, sportivele se vor întoarce acasă duminică. La Munteoru, pentru că la Poiana Brașov a picat lotul fiind mai subțire, acum doar 11 jucătoare, și pe perioada, deci începând de astăzi până duminică inclusiv. Mult așteptatul ajutor din partea Consiliului Județean încă întârzie. Timp de mai multe săptămâni, conducătorii de la handbal municipal Buzău au făcut anticameră pe la mai mare județului, însă fără rezultate palpabile.